Auzând totdeauna în simbolul credinței, credem într-una sobornicească sau apostolică biserică. Una, nu 100. Băgați de seamă, vai și amar de fiecare s-a despărțit de biserica lui Hristos. Nu există 1000 de biserici. Una este biserica sobornicească ortodoxă, întreaga lume. Cei s-a despărțit de biserică nu au mântuit. Biserica stâlp și întărirea adevărului. Biserica e trupul lui Hristos, cum zice Marele Apostol Pavel, a căreia cap este în cerul. Cel ce s-a rupt de la biserică și a trecut la vreo sectă oarecare, n-are mântuire în veci și veci, măcar de-ar face orice fapte bune. Pentru că același apostol a spus că credința este moartă fără fapte și faptele fără dreapta credință sunt moarte. Sfântul Efrem Sirul zice, când mintea a părăsit scopul blagoșesii, adică al dreptei credință, toate faptele bune nu mai folosesc. Și fac sirii cei din India, și bonzi, și iogi, postei și se roagă, dar pentru sine, pentru satana, nu pentru Hristos. Nu primește Dumnezeu nicio faptă bună dacă nu se face după dreptarul ortodoxiei. Auzi ce spune Marele Apostol Pavel, face peste cei ce vor umbla cu dreptarul acesta și peste tot alesul lui Dumnezeu, adică cei ce au umblat cu dreapta credință. Nu este mântuire afară de biserică. Biserica e trupul lui Hristos. Ia să vă dau o pildă, că am vorbit la Arad, în catedrala Episcopiei, acum mi-aduc aminte de ce era aceea biserica. Iată că acest brad, să zicem că este un pom roditor și e încărcat cu roade până în vârf sau cu flori. Și deodată o ramură a lui se rupe și cade jos încărcată de flori sau de roade. Și îmi spui mie, mlădița așa e, mai poate rodi? Mai poate înflori mai departe? Nu. Dar de ce-i bună? Se usucă și în foc se arunc. Hristos a spus că El e trupul bisericii. Eu sunt bușumul vieții și voi sunteți ramurile. Toată mlădița care rămâne în bușum aduce roadă mult. Și aceea care se taie și se rupe din bușum, se taie deci și în foc se arunc. Așa este oricine s-a rupt de la biserică. În general, orice sect ar fi, care s-a rupt de la biserică, e sortit în focul celui veșnic. Nu mai are seva Duhului Sfânt. Hristos este trunchiul, este corpul copacului. El a dat Duhul Sfânt în biserica sa prin punerea mâinilor. Toți apostolii au fost episcopi și ei prin punerea mâinilor au sfințit alți episcopi, cum a fost Tit și Timotei și Filimon și Elan. Și prin punerea mâinilor arcereul trimite mai departe prin succesiunea apostolică Duhul Sfânt peste toți preoții și diacone, iar preotul după ce a primit Duhul Sfânt la hirotonie, prin celelalte taine cuvenite lui se înțelege pe toți credincioși. Pe altă cale nu vine Duhul Sfânt în sufletul omului, decât numai și numai pe calea care a aranjat-o Hristos. Hristos le spune la apostoli, nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Oare când alege Dumnezeu poate să greșească? Și niște inimile și rărunce fiecare ca Dumnezeu. Când au ales el 12 oameni și alți 70, apă aleși tu. Și nu numai că i-a ales, i-a dat mari puteri și privilegii la acești aleși ai săi. Că nu la tot omul și la tot sectarul a dat Hristos putere să lege păcatele lumii, sau să voteze, sau să facă minuni,
sau să scoată dras, sau să facă alte semne. Nu! Și acel 12 apostol care i-a ales, le-a spus, stați în Ierusalim până vă veți îmbrăca cu putere de sus.